Pe 15 august, creștinii ortodoxi și catolici sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului. Adormirea Maicii Domnului este o sărbătoare în care se comemorează trecerea Fecioarei Maria din această lume. Potrivit scrierilor despre Adormirea Maicii Domnului, Fecioara Maria și-a trăit ultimii ani pe pământ la Efes, alături de Ioan Evanghelistul. Ea nu a gustat niciodată moartea, ci pur și simplu a adormit ca toți oamenii, curând după aceea fiind ridicată cu trup și suflet la ceruri, exact ca Isus din Nazaret. Cei care au fost martori acestui miracol au fost ucenicii lui Isus și prietenii Sfintei Maria. Adormirea Maicii Domnului este o sărbătoare cu cruce roșie, motiv pentru care nu se spală, nu se coase, nu se calcă și nu se fac treburi în gospodărie. În plus, se spune că nu este bine să dormim în această zi pe prispa casei, acest obicei aducând după sine amorțeală tot restul anului. Tot pe 15 august este interzis să dai ceva cu un prumut pentru ca să nu se lege farmecele de tine. De asemenea, tradiția pune stop certurilor în această zi. Indicate este să te împaci cu oamenii cu care ești certat sau cu cei despre care crezi că îți poartă dușmănie. Adormirea Maicii Domnului este ziua în care fetele nu trebuie să se tundă și să arunce părul la gunoi. Unii preoți spun că nu este niciun păcat să le urăm celor care poartă numele Sfintei Maria sau derivate la mulți ani.